Este cel mai important concurs intern al sezonului, iar Royal Dance Club e singurul club sătmărean ce va avea reprezentanți. Antenor Ovidiu Ignat spune că cele patru perechi de la club au făcut o pregătire foarte bună și că în ciuda concurenței acerbe de la categorii speră la rezultate foarte bune. Cea mai importantă competiție al anului, după două luni de pregătire, uite, vine și acest weekend unde, cu emoții mari, și noi, și părinții, și copiii, și toți suntem amintiți în ultima zi de pregătire. Astăzi este ultimul antrenament și mâine plecăm spre Cluj cu perechile, cu cele patru perechi care vom participa la avem la 12-13 pe Cipri cu Ana, la 14-15 pe Edi cu Luiza, avem tot la 14-15 pe Ana cu David deci două perechi la 14-15, unul la 12-13 și avem o pereche mixtă cu Oradea, unde uh, Luana Arnaut va dansa pereche mixtă cu un băiat din Oradea, unde la 6-9 ani. Speranță pentru calificare în finală, medalii? Fui, sunt speranțe foarte mari. De adevăr, nu știu dacă medalie, dar finale, finale, semifinale. Finală, cel puțin pentru Cipriș și Oana, un culor foarte bun, șansele sunt foarte mari la standard să prindă un colar bun, să intre în finală și după aceea vedem noi mai departe în finală ce facem. Ideea este să ajungă în finală. Noi cu Edi sperăm pentru o semifinală ar fi foarte bine în top 10 dacă am intrat, că sunt 55 de perechi înscrise la, la Edi la campionat și la Oana sunt 40 de perechi. Bătălia mare toate cluburile? Foarte mare. Cele mai bune perechi. Deci tot ceea ce există bun în țară va fi prezent la Cluj. De remarcat că toți arbitrii la această competiție vor fi străini pentru a evita orice urmă de favoritism. De la Real de Sclav vor participa Oana Bumba și Ciprian Marița la categoria 12-13 ani, atât la Latino cât și la Standard. De aici ei David, Danana Maria și Eduard Ignat, Luiza Jurcuț la Latino la categoria 14-15 ani și Luana Arnaut tocutaramis pereche mixtă cu Stefania Oradea la 6 9 ani la Latino, iar Sădmăreanul Otto Varga demonstrează încă o dată că e cel mai bun organizator de turnee din țară și a fost numit director de concurs la Naționalele de la Cluj Napoca.